Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în tutorialul de astăzi o să vedem cum putem transforma o imagine din format PNG sau JPG într-o iconiță. Există foarte multe servicii online care ne permit să facem acest lucru. Astăzi o să vă prezint site-ul icoconvert.com. Este foarte ușor de folosit. Tot ce trebuie să facem este să încărcăm aici imaginea din format PNG, JPG sau BMP pe care dorim să o convertim în iconiță. Am aici o imagine în format PNG. De exemplu, vreau să fac un folder și să aplic această iconiță asupra folderului respectiv în care probabil că voi stoca muzică. Mergem pe site, dăm aici Choose File, mergem în locația în care avem imaginea, dăm Open și apăsăm aici pe Upload. Mai jos avem imaginea, avem câțiva pași opționali, pasul 2 și pasul 3. Dacă dorim să decupăm zona care să apară în iconiță, pur și simplu ținem clic stânga apăsat și selectăm zona care ne interesează, după care derulăm mai jos. Aici avem posibilitatea să aplicăm un stil sau chiar mai multe. De exemplu, putem da clic pe acest stil. O să dau clic și pe acest cerc și mai dăm clic și pe acesta. Ele rămân selectate când dați clic. Le puteți selecta pe toate de aici sau le puteți deselecta. Mai jos avem pasul 4, care este pasul în care trebuie să selectăm formatul ICO pentru Windows 7, Windows 8, Vista și XP. Dar funcționează și pe Windows 10, chiar dacă nu este precizat aici. Mai jos, dacă vreți să bifați de aici mărimi customizate. La final, nu rămâne decât să apăsăm pe Convert Icon. După care, Download Your Icons. În cazul în care selectați aici mai multe stiluri, o să vă creeze o arhivă zip în care avem imaginile, adică iconițele. O să merg la Downloads, dezarhivăm și, după cum vedeți, avem cele trei stiluri pe care le-am selectat pe site. Dacă dăm dublu clic, o să deschid cu această aplicație. Observăm iconița. Nu se vede fundalul pentru că este alb, dar în aceste thumbnail-uri observați stilurile. Ok, acum o să putem închide site-ul și dacă fac un folder nou, sau haideți să facem trei foldere pentru fiecare stil și vrem să schimbăm iconița, mergem aici la customizare, change icon, dăm aici browse, mergem la downloads și selectăm aici iconița noastră, dăm OK, Apply și OK și după cum observați s-a schimbat. La fel procedăm și pentru celelalte iconițe. Și mai avem ultimul stil. După cum observați s-a schimbat iconița. Putem face mai mari și observăm mai bine iconițele noastre.
Cam asta am vrut să vă arăt în tutorialul de astăzi. Sper să vă fie util acest serviciu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!